Până n-ați luat mașinile, vă le stric pe toate. O, da. Extrema necesită. Interesant, câți bani ai tu? E bun, e bun. Dați-i pași și nu blenduie! Nu blenduie! Fuși, fuși! Tati Vera, fuși! Dați-vă la o parte! Eu la o parte! Tati Vera! Tati Vera, fuși! Fuși! Ia uite cum fărâmă bumperul, bumperul fărâmă. Eu polițist. Și fotografiez și noi chemat ce mi se Nu, ia ca voi ați vă adresați, voi dacă păi, dar mă tale că m-ați poliție, îmi dă și oameni din poliție și mă tale ușiți oameni, fără-i mașini. Eu și drept ai, mă tale, și ți-l-o da drept. La bataie, ai licență de avocat, folosește-o mai departe. Gine. Dar nu ai dreptul să faci așa. Gine. Dați-vă într-o parte. Ciocărmia este proprietară de gustul juragilă și mașină. Împreună ce îți faci pe corp. Dar nu așa, sfărmați. Nu știu, lasă-mă să ajut. Băi, domnilor polițiști, voi înțelegeți că și atât se filmează, băi. Voi nu vă executați atribuții, vă somiez, dați oameni într-o parte. N-ai și discutat, vă cum nu se exercită, se exercită? Securitatea publică! Securitatea publică! Chemați ambulanța medicală. Sunt rupt cușa de la gât. Păi văzut Dumnezeu, e mai piernic, la satana tău, e mai slab. Ți-o rupt aur la gât. Ну, el știe cum l-au bruscat. Ну, ну, и тот, что для нас вроде бы сделал, окей? Okay? Да. Так, музыка. Nu mă trebuie niciun material, v-am somat 2 metri, dacă nu doriți să înțelegeți, înseamnă că eu nu știu cine l-a pus. Noi de 24 avem agenția de servicii publice, la împărțirea terenului. În numele legii Republicii Moldova, dreptul la extrema necesitate, noi avem necesitate să tragem apă. În numele legii Republicii Moldova, extrema necesitate te absolvă de răspundere penală, contravențională și civilă. Vă luați mașini! Nu vă luați mașini, pleteori schimbi! Da. Avem ați fost somat! Aici, vă rog. Ați fost somat! Ați fost somat! Ați fost somat, așa-i? Dar de ce? Noi n-avem încotro, asta e extremă necesitate. Extremă necesitate, da, desigur. Sigur, ăștia terenul meu. Care teren? Noi vorbim de clădire. Cui e clădirea asta? Clădire, nouă ne trebuie 2 metri la clădire să exploatăm. Clădirea e teren comun. N-ai important. Terenul poate fi și străin. Hai, loviți-mă și eu v-am te... No, dar ce? Loviți-mă, dar de ce? Nu, dar dumneavoastră nu sunteți mașini. Dumneavoastră nu sunteți mașini. Dar sunteți om. Păi, dar fără să vă dau într-o parte, vă nu o să...
Până n-ați luat mașini cu stic doar. Dar știți că dacă nu le luați, o să fie probleme. Extrema necesită. Extrema necesitate. Ia uitați că m-ați lovit. Veniți în coașe, vreau să m-ați lovit cărănida. Nu v-am mai lovit nici o cărănida. Cum nu m-ați lovit acum cu cărănida? Eu nu v-am lovit. Domnule, deși m-ați lovit cu cărănida, eu vă întreb. Încetați acțiunile ilegale. Luați mașinile. Voi vă bateți joc de munca și proprietatea omului, luați mașinile. Dă-i păi că e joc teatru, lasă-i să joace. Vai de mine. Luați mașinile. Dă-i pă, nu, tanti ver. Luați mașinile. Da. Nu mă gândesc, mă-ți uiți iarăși. Da. Eu sunt provinț, sunteți femeie. Extrema necesitate, avem de trage apă. Da. Atât. Extrema necesitate, constrăm următoarele, mașina evacuată de urgență. Din. Legitimă apărare. Ați fost somați. Reaua credință deja persistă la dumneavoastră. Unde o legăm? Cheamă poliția. E ca așa de roată să o tragem așa într-o parte. Ei pe cadi. Loviți-mă. Nu te lovesc pe tine. Te-ai dat o parte. Na. Imediat. În numele legii extremă necesitate există aici. Există. Ați fost somat, voi ați depășit buna credință de mine. Te-ai dat de aici. Asta e mașina clientului nostru. Nu mă interesează. Dumneavoastră că nu ați fost somat, nu mă împingeți, domnule. Aurelonino de azi ia și trage. Mașina ta e că dice trage și trage. Și ce echipaște poliții deja vin. Hai. Ai plecat de aici. Domnul, nu mă împingeți. Ai plecat de aici. Nu mă bruscați, domnul. Mașină. Ei, dar cum? De ce mă păliți, domnul? Eu nu te păliți, dă-te într-o parte. Dar eu nu provoc. Asta și faci tu provocare. Mașina e. Ai un temei oricare și te bagi la dânsul. Nu, asta e. Nu mă bag la dânsul. Tu ai fost somat, gata. Nu mă loviți, domnul. Eu nu te-am lovit. Nu te-a lovit nimeni. Eu nu te-am lovit. Care e interesul tău? Tu nu mă faci, nu mă faci legitim apărare să acționezi, eu îți spun. Om bun. Eu un legitim apărare cu acțiunea. Dumneavoastră m-ați lovit. Eu am chemat aici, domnule, nu mă împingeți. Dă-te mai la o parte, Dă-te mai și nu așa încă așa atâta. Dă-te mai într-o parte. Asta-i bine și tu.
Așa, mai tare. Nu știu ce faci provocări. Eu nu provoc. Eu nu provoc. Asta e provocare. Nu e provoc. Iau. Iau. Chemat trei evacuatoare și le luăm într-o parte. Cu evacuatoare și le vede. Lădirea asta. Doamna Larisa, mapa cu documente chiar am un coașă și un toc. Stimați polițiști, veniți în coace. Matale, poți scrie frumos sau și nu scrie frumos? Da, așa. Scrie așa, plânge și scrie penală. Stimați polițiști. Sunt în bază. Nu vin, da, în bază. Stai un pic. Dar voi știți că este o cauză de deteriorare sau nu știu? Voi chiar nu puteți ști ce-mi va face. Veniți în coace. Eu scriu plângeri cu dumneavoastră. 1, 2. Nu, nu, nu. Nu trebuie să vorbesc cu tine. În bază, ar. 262. Tiren. Nu, nu așa. 264. 264. Domnul! Și în genere pe bunul meu, da, foarte corect. Da. Bunul vostru stă în clădirea noastră, luați-vă mașină. Pe automobilul personal, unde ți-i BMW-ul, acolo te duci și îți spui. Precis. Eu am și în legitimă apărare, să fiu nevoit, mă apăr împotriva lor. Eu dam tremă. Domnul, luați de pe automobilul meu. După ce le-ați deteriorat, domnule? Dă-te-vă într-o parte. Dă-te într-o parte, ți-am spus. Domnule, el într-o parte. El într-o parte. Feriți-vă într-o parte. Păi, domnul polițist, eu o femeie asta într-o parte. Dar tu de ce ai dat cu capul? Eu o femeie într-o parte. De ce lovești, domnule, cu capul? Nu pune mâna pe mine, nu? De ce, domnule? Eu sunt legitim apărat. Nu, dar cum dumneavoastră loviți cu capul? Aici e bunul meu, zic. Aici e bunul meu. Păi, dacă e bunul tău, de ce tu nu l-ai luat de aici până acum? Domnule, după poartă. Băi, du-te și ie de dânsul într-o parte, ți-am spus, du-te și ie într-o parte, ți-am spus. Cum, domnule, la om alege dumneavoastră la bătaie săriți? Vă luați fișa de pe mașina mea. De pe mașina mea luați. Scriți în altă parte. Care scriți în altă parte, băi, mașinile șeți sub clădiri. Luați mașina. Luați mașina, nu? Nu, aici scrii pe automobil. Dar voi aveți și stați sub perete. Domnule, nu ai. Ia uitați. Am spus că vorbesc cu tine la persoana a doua. Dar dacă tu vezi că o altă persoană provoacă la agresivitate, deci dacă nu provoacă, liniștit, scrie. Dacă omul scrie, mă aici, aici, aici. Nu, dumneavoastră vă feriți într-o parte. Dar nu vă împingeți. Nu vă împingeți dumneavoastră. Eu văd. Eu văd dumneavoastră cum sunteți provocator. Nu, așa, virgul, 274. 274. Ce mare, pie mare, pie mare. Ce mare, pie mare. Un selfie. Hai. P-p-p, și-ncă un p. Scrie. Mai ales. Doamna Larisa, vă rog, vă luați mapa. Vă dați într-o parte. De pe bunul meu mobil. Vă rog frumos. De când scriu mâna? Scrie, ți-am spus aici și gata. Luați, vă rog, mapa de pe bunul meu mobil. Mai ales, art. Dumneavoastră auziți sau nu? 287, aliniatul 2, da? Vrei să iei hârtiile? Da, da, să luați-o într-o parte. Luați-o într-o parte. S-o spus, te dai de aici. S-o spus, te dai de aici. Băi, nu mă rupi! Te dai de aici. Nu mă rupi! Nu s-o spus. S-o spus, te dai de aici.
Mă spus că de-ai de aici. Luate de aici, ca și împărtare. Luate-mi de aici, mă tăieți pe mine. Mă spus că de-ai de aici. Eu nu mă dau, domnule. Eu am muncit aici numai tale. Eu am cumpărat cu banii mei de Italia. Nu mă dau. Aici e extrem necesitate. Eu pun 50 de zile în magazinul ăsta de material de construcție. N-are apă. Material de construcție nu are apă. Vă puneți mâna. N-are apă, dar nu are tine. De ce mă loviți? De ce mă loviți, domn? Băi, eu am ușă teardă cu asta în cap. De ce mă loviți, domn? Înțeleg? Să-mi gândi băieți la dânsul.